scientific. Puțin. Știi ce zi azi? Nu. E Valentine's Day. Nu am putut să văd. Ți-am pregătit ceva. Serios? Da. Poftim. Wow. Valentine's Day fericit. Mulțumesc din suflet. Te iubesc mult. Ce-i postat despre Valentine's Day ăsta? Valentine's Day? Ce-i prostia aia? Nu-s mai prostie, stai... adică tu nu mi-ai nimic mie, zici că-i prostie. Cum adică? Nici ziua mea nu mi-ai luat nimic și chiar așa dar fac. Dar tu mi-ai luat ceva de ziua mea? Eu da, ți-am luat ceva de ziua ta, ți-am luat un lanț de argint. Ce-ai făcut cu el? Ai băgat în amanet, asta ai făcut. Cum să nu mi-ai nimic de ziua îndrăgostiților? Păi cum adică vrei ceva de ziua îndrăgostiților? Nu-i suficient că-ți oferă ta iubire pe parcursul anului? Care iubire? Care iubire? Că ne încercăm măcar o dată pe săptămână. O dată pe săptămână e mai puțin decât o dată pe zi. That's illegal. Hey. Salut. Ce faci? Bine? De ce? Tu vine nu mă întreb ce fac? Ce faci? Bine? Patetic. Ce patetic? Sărbătoresc ca Valentine's Day. Cum, adică nu poate să sărbătorească și de 14 și de 24? Nu, nu sunt români adevărați. Bună dimineața, România, și bine v-am regăsit la matinalul de dimineață. Ne aflăm în data de 14 februarie 2020. Știu, ziua îndrăgostiților, ziua în care fluturi zbor, ziua în care florile răsar, ziua în care trandafirii se scumpesc cu 200%, toată lumea este în extaz în această zi. Dacă ești singur, ești supărat, dacă ești în cuplu, ești vesel. Dar am o știre de ultimă oră. Un cuplu din Iași susține că urăște ziua de Valentine's Day. În legătură directă îi avem pe cei doi împreună cu reporterul nostru. Hai să auzim ce au zis. Bună ziua, suntem în direct cu un cuplu din Iași care declară că urăște ziua de Valentine's Day. Haideți să vedem ce au de spus. Bună ziua, de ce urăți această zi? Pentru că bani, urlă foamea în mine și ea vrea brățare de la Pandora. Da. Dumneavoastră puteți cata? Păi da, normal. E singura zi în anul în care îmi pot să mai achiziționez și niște bijuterii pe gratis. Și el... Nu, nu vreau să... La mine urlă foamea în mini, aud din burta cum face grrrr, și tu vrei brățari de la Pandora, ia auziți puțin. Ce asta au declarat acești? Ne vedem la 3. Pa, pa. 12 seconds later. 2 hours later. Tomorrow. Tomorrow for sure. 1 eternity later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Stai puțin. Alo? Otilia? Ce? Da, da. Ai rezolvat? Da. Stai puțin. Da, ok. Mersi, mersi, te pup, te pup. Cine pup tu? Otilia, colega mea din 5-8. Otilia, din 5-8 care ți-am explicat. Care Otilia mi-ai prezentat-o mie ca să știu? Nu pot să-ți explica acum, că e prea mult de explicat. Eu colegă adică mai... tu vorbești cu ea și mie abia am răspuns la telefon. Când îți spun să-i duci să cumpere o pâine, tu vii după 5 ani cu o sticlă de bere, nu? Stai puțin. Nu fi supărată. Cine-i? Nu.
Alo? Cine ești? Ce e asta? De ce vorbești cu iubitul meu? Spune-mi cine ești. Serios, de ce să fac? Mai ai tu mă auzi pe mine? Tu să nu mai sunt niciodată pe numărul ăsta. Deci persoana cu care ai vorbit înainte nu mai există pentru tine. Deci te rog frumos, nu m-a mai deranjat nici pe mine, nici pe iubitul meu. Nu așa. Bine, serios. Hai, pa. Serios, dar da, de ce nu? Dar nu pot să... Mă trebuie să am șansă, frate, nu numai pe tine. Înțeleg că ești o persoană importantă, dar mai găsi și alte persoane. Asta este o fată, tu ai voie să ai prieteni, dar băieți. Cine zici? Eu. Da, tu și cine ești? Uite tu? Că sunt. Mulți ani! Iubi, hai să facem o poză! Nu, lasă! Haide, haide! Nu mai vreau să mai fac poze, nu, lasă! E ok! Haide, hai, hai! Ba da, hai! Nu vreau să fac poze! Zâmbește, haide, bună ziua! Una singură. Ah, mă mersi. Doi, unu, și... Fă ceva! Mă scoate cu furt! Piciu de ambulanță smurdiaș! Sponsor oficial, sponsor! Da, mă încerc! Da, am uitat, ce mă mai zic, să mă mai și opresc! Suni ca să fie mei pe... Nu, că refacem, îl ții la ureche acum! Da. Așa. Nu ții la ureche? Ba da, dar stai puțin! Aha, da, te lăsă să te mă uite. Tot te bate cu tu du-te la Otilia ta, lasă-mă în pace. Doresc să salut pe Otilia, colega mea din Gigio. A zis în direct această fază. Revenim în studio. Serios? Ce care făcea chestia cu părul și el o dacă am vrea. Hai. Stai să râd. Auzi, de rost. Acum așteptam să râdă Malina. Gata. Dă-te un buton. Dă timp. Doi. Parcă da amenda controlorul. Controlor de faci, Robert. Amendă 50 de lei pentru că... Aici pe loc, sau dacă 950 de lei cu... cu amendă acasă. Nu. Dar! Primezi? Da. Dar dacă n-ați subscribe, vă scap de amendă. Ne dezvorim acum? Ce? Nu, chiar-s drăguț. Salut memoria mea. Salut memoria lui Iosif. Bună seara, telespectatorilor. Ne aflăm în direct cu un cuplu din Iași care declară că urăște ziua de Valentine's Day. Hi guys, welcome back to my channel. Bună! Salut. Ce vrea asta la tine? Hai! Ceartă-te cu mine! Poate-te ce-ți cu mine! Ceartă-te cu mine! Păi n-a vrea chit ceartă-te cu mine! Haide! Le-ai băgat în amanet, asta-i făcut! Ce? Ne puteți spune de ce urâți această zi? Pentru că bai. Dezvoltați ideea. De la cap.
Ganja smoke.